Bună seara și bine v-am regăsit din nou la Taifas. În această sâmbătă începem cu un eveniment foarte interesant, inedit și cred că este primul de acest gen din Craiova. Alături de mine este Oana Ghiocea, din partea cercetașilor României, este lider al Centrului Local Craiova. Bine ai venit la noi! Bună! Oana, tu ești, din câte am înțeles, persoana care se ocupă de acest eveniment care o să aibă loc marți, pe 7 iulie, în Craiova, nu? Da, ne ocupăm cu toții. Eu doar aș putea spun că sunt purtătorul de cuvânt momentan. Ok, purtătorul de cuvânt. În calitate de purtător de cuvânt, o să te rog să ne spui mai multe detalii despre Marea Hămăceală, pentru că acesta este evenimentul despre care vorbim. Spune-mi, cum v-ați gândit la asta, care este sursa de inspirație, ce o să se întâmple acolo? Okay. S-au gândit la acest proiect, să spun așa, tinerii din Cluj, cei care lucrează la Minor Swing. Proiectul sau evenimentul este destinat tuturor, indiferent de vârstă, și are ca scop deconectarea de la tehnologie, ieșirea din cotidian și relaxarea în mijlocul naturii alături de oameni de calitate. Chiar îi încurajăm pe toți să vină, deoarece câteva ore pe zi împreună cu prietenii undeva în parc unde poți să respiri și aer curat este chiar necesar. Unde anume în parc se întâmplă lucrul ăsta? În ce zona parcului Romanescu? Este un pic mai greu de explicat, deoarece locul este ferit. Păi tocmai de asta aș vrea să încercăm să explicăm ca să, okay, să reușim să vă găsim și noi când ajungem acolo. Încerc să spun. În apropierea locului de joacă pentru copii, da, este un luminiș cu copaci și iarbă, nu are alei, acolo este ferit și în centrul lui sunt niște mese de șah, unde se întâlnesc în general bătrânii să joace șah. Ok, deci la mesele de șah, pe acolo în zonă, dacă vedem niște hamace, știm că am ajuns la locul care trebuie. La ce oră o să înceapă totul? La ora 17. La ora 17, este ok. După serviciu putem să venim direct acolo. Știu că atunci când am citit despre eveniment, spuneați că putem veni și cu pături, cine are hamacul să și-l aducă, găsim și hamace deja acolo dacă nu avem. Găsim, însă sunt ale cercetașilor care organizează. Și oricum numărul este clar limitat, așa că... Avem 2-3 pentru cei care vor să încerce, însă îi încurajăm să vină cu propriul hamac, iar dacă nu, avem alte activități care să atragem atenția. Cum ar fi? Avem junglerii cu poiuri, pot să și învețe să jungleze dacă vor. Avem slackline, este pentru echilibru, este o bandă pe care se merge. Foarte avem interesant. Un big swing, acesta este un hamac mare, este transformat în leagăn, legat de copaci la înălțime și dai așa foarte, foarte tare și dacă vrei senzații tare. Interesant. Avem codițe colorate, poți să ceri să se facă sau poți chiar să înveți. Portrete la minut. Avem o noptieră cu cărți, de unde oamenii pot veni să împrumute o carte dacă nu și-au adus deja cu ei și apoi să o restituie la finalul evenimentului. Badminton, board games, sunt jocuri de societate, dar sunt și de strategie în același timp. Cam foarte, foarte multe activități ați pregătit pentru eveniment. Spuneai că a fost inițiată de cei din Cluj. Da. În Cluj, de cât timp există acest eveniment? Din anul 2013, cred că atunci s-a făcut prima ediție în Parcul Central din Cluj. Iar la noi este prima. Da, la noi este prima și nu ultima, în niciun caz. Să sperăm că nu. Oricum am văzut deja la evenimentul promovat pe rețelele de socializare că deja foarte mulți sunt interesați să participe și cred că o să vin și eu. Este o zi specială pentru mine pentru că marți este ziua mea de naștere. Mulți ani! Mulțumesc! Sper că o să ai ocazia să-mi spui chiar atunci pentru că aș vrea să o petrec altfel anul acesta și chiar mi s-a părut foarte fain că am găsit evenimentul ăsta când mă gândeam ce o să fac eu de ziua mea. Exact în momentul acela am dat peste eveniment. Voiam să te întreb, pentru că deja ți-am adresat întrebarea înainte să intrăm, de cât timp ești la cercetaș și mi-ai spus că de 13 ani. Pentru mine tot timpul cercetașii au fost așa, nu știu cum să zic, m-a fascinat tot timpul activitatea, însă nu am știut niciodată exact ce faci la cercetaș. Și aș vrea să-mi spui cum ai început tu să... Cum te-ai dus acolo și ce ai făcut în decurs de 13 ani?
Am ajuns la cetaj deoarece profesora mea de engleză din generală, doamna Livia Popescu, era liderul și este în continuare liderul centrului local Craiova. Și datorită dumneiei am fost mai mulți din clasa mea din 1-8 la cercetat și majoritatea am și continuat. Ce facem noi mai exact? În prezent ne întâlnim sâmbăta la Liceul Frații Frații Buzești. Buzești. Avem diverse ateliere pentru cei care sunt aspiranți. Îi numim aspiranți pe cei care încă nu și-au primit eșarfa. E șarfa pe care o ai și tu Da. la gât, da. Da? Și prin aceste ateliere învățăm bazele certășei, nodurile, orientarea, atelier de improvizație pentru a-și dezvolta spiritul creativ și spontaneitatea și diverse jocuri prin care copiii se cunoască între ei și se formeze o solidaritate între aceștia. Apoi avem evenimente la nivel local, Marea Hămăceală este unul dintre ele. Noi acționăm doar pe bază de voluntariat. Dacă sunt evenimente la nivel local, suntem voluntari, ajutăm acolo unde este nevoie. Și, în general, sunt evenimente la nivel național, se numesc campuri. Durează mai multe zile, pot să fie campuri de cort sau campuri de sală. Și acolo întâlnim cercetași din toată România și uneori și din alte țări, dacă sunt internaționale. Tu știu că activezi, ca să spun așa, în București, pentru că ești studentă acolo la științe politice și bănuiesc că este destul de greu acum să-ți continui activitatea ca cercetaș, fiind mai mult plecată din oraș. Și din acest motiv voiam să te întreb cum reușești să te implici în evenimentul acesta care urmează să se întâmple și să ai timp și pentru asta în condițiile în care e un pic mai greu să fii în două locuri în același timp. Acum este vacanță, deci pot să fiu în Craiova fără nicio problemă. Sunt, în general, mă implic în activitatea Centrului Local Craiova cu ajutorul Facebook-ului. Deci chiar mă ajută foarte mult, deoarece pot să țin legătura cu toți cercetașii și dacă pot ajunge într-un weekend în Craiova să particip la ședințele lor, însă copiii se descurcă foarte bine și se organizează singuri între ei. Cam ce vârste au membrii din, nu știu, din acest moment, să zic, aproximativ, care sunt vârstele cercetașilor? Între 14 și 18 ani au, însă în general poți să devii cercetaș încă din clasa 1 și o vârstă limită nu există, poți să fii cât vrei tu. Și din experiența ta, cei care au intrat în acest club, să-i zic așa, s-au menținut? Adică, de exemplu, tu nu mai ai 18 ani, dar în continuare participi la activități și îți dorești, se pare să rămâi membru. Cum sunt ceilalți? Când ajung la 18 ani, tind să renunțe. Tocmai chestia asta cu facultatea, mă gândesc că pe mulți îi mai distanțează de activități. Nu cred că renunță, majoritatea rămân. Chiar aș putea spun că 85% dintre ei rămân. În fiecare oraș din țară există un centru de cercetare și se pot înscrie în acela, pot activeze acolo sau pot rămâne la centrul din care au venit. Nu este necesar să fii în același oraș ca să fii cercetat și într-un anumit centru până la urmă. Și da, acum că avem această tehnologie, că există internetul, chiar nu mai este greu să te implici. Și acest eveniment care are loc săptămâna viitoare, la începutul săptămânii, are loc în același timp și în alte orașe, pentru că știu că se mai întâmplă și în alte orașe, sau pur și simplu fiecare oraș își organizează evenimentul când consideră de cuvință. Nu, se organizează când se consideră de cuvință. De exemplu, în Cluj, următoarea ediție este pe 4 iulie, peste 2 zile chiar. În București va fi pe 16 iulie, în Parcul Herăstrău. Vă gândiți cumva să faceți un eveniment periodic dacă se dovedește să aibă succes, să se Da. întâmple mult mai des? Da, chiar ne dorim. Ținta noastră ar fi că dacă reușim să organizăm ceva de calitate săptămâna viitoare, să aibă măcar 3 ediții pe an. Acum și dacă vă permite vremea, că bănuiesc că și edițiile vreți să nu le faceți chiar foarte apropiate una de cealaltă. Ce se întâmplă dacă o să fie vremea rea, marți? Putem să reprogramăm? Da. Adică aveți de când să luați asta în calcul? Da, am luat deja în calcul. Se va organiza în următoarea zi, însă sperăm să fie soare. Eu știu că se anunță caniculă de-a dreptul, așa Da. că dacă se menține prognoza, nu cred că o să avem probleme de genul acesta. Ce tip de oameni crezi că iau parte la un astfel de eveniment?
crezi că sunt în general tot aceia care chiar urmăresc această detașare de tehnologie sau un astfel de eveniment poate trezi interesul cuiva care din potrivă este foarte înrădăcinat în niște activități care nu îl scot din casă? Chiar nu știu la ce să mă aștept. Am văzut la cei din Cluj oameni de toate vârstele care participau. Mi s-au părut deschiși, foarte deschiși. Așa că mă aștept și eu tot la oameni deschiși să vină în Craiova, oameni curioși care vor să încerce ceva nou. Ați promovat prin alte canale în afară de internet? Bine, acum știu că ai mai participat și la diverse emisiuni și mass media locală chiar v-a susținut ca asta și spuneai că ai fost foarte surprinsă de faptul că cei din presă au manifestat un interes și v-au sprijinit în această încercare de a face ceva frumos și nu avem cum să nu vă sprijinim pentru că, așa cum spuneam, este un eveniment inedit și chiar merită să aibă mai multă vizibilitate ca să-i dăm toate șansele să fie unul reușit. Dar mă gândeam că dacă voi mergeți spre toate categoriile de vârstă, poate că e foarte bine să încercați să mergeți dincolo doar de internet, să zicem, sau doar să folosiți toate canalele disponibile ca să-i atrageți pe oameni. Ei, deja am promovat la radio. Uh-huh. Acum la TV. La TV. Uh-huh. Există internetul și următoarea ar fi din vorbă în vorbă. Asta voiam să zic, că e foarte important și să duci vestea mai departe. Da. De exemplu, și eu vorbeam cu niște colege care nu aflaseră încă și erau foarte încântate de idee. Cred că, în general, este o reacție pozitivă la acest eveniment. Știu că au mai fost în ultima vreme niște chemări în natură ale craiovenilor. Iar cea mai recentă activitate pe care mi-amintesc este cea a Bibliotecii Județene Alexandru și Aelisiama. Nu știu dacă tu erai în Craiova când s-a întâmplat. A fost Pătura care citește. S-a întâmplat chiar în centru, undeva pe splanada teatrului și cei de la bibliotecă au adus niște pături foarte frumos colorate, le-au întins pe zona cu iarbă de la esplanadă și au invitat pe craioveni să vină să citească. Tot așa au pus la dispoziție niște cărți pentru cei care nu au venit cu propriile volume și au craioveni și au adus cărțile lor. A fost foarte bine primit, așa că deja este un semn că o să fie bine și la voi, pentru că văd tot mai multă deschidere în oraș față de astfel de evenimente. Da, chiar sunt foarte plăcut surprinsă. Oamenii simt nevoia de cultură. Își manifestă această dorință de a participa, de a ieși din casă, de a face ceva diferit. Și este foarte bine pentru Craiova, deoarece cum ne dorim să devină capitală culturală în 2021. Cred că și asta are un merit, acest demers pentru a ajunge acolo, pentru că au loc tot mai multe activități cumva diferite față de cele clasice de până acum. Da, am avut tot timpul concerte și niște spectacole și dar nu au fost atât de variate evenimentele în anii trecuți în Craiova, iar acum apar tot mai multe evenimente pe toate planurile, probabil tocmai din această dorință foarte mare să reușim să ajungem capitală culturală europeană. Nu știu dacă o să reușim, dar mie mi se pare că numai faptul că încercăm ne aduce foarte multe beneficii. Da, exact, măcar socializăm. Sunt evenimente prin care putem socializa. Este altfel atunci când mergi să vizionezi un concert sau la un festival prin centrul orașului cu mâncare și altele. Nu interacționez cu ceilalți participanți, dar așa prin evenimente de genul cum este Marea Hămăceală, vei avea ocazia să cunoști oameni noi și poate că ne dezvoltăm un spirit de solidaritate în comunitatea noastră din Craiova. Cred că, de fapt, aici bat toate aceste evenimente de acest gen, care încurajează socializarea față în față cumva, pentru că e problema asta că, ok, face foarte bine Facebook-ul și internetul în general, rețelele de socializare, reușești să întâlnești oameni, să discuți cu ei, să promovezi niște lucruri frumoase, dar, pe de altă parte, are și riscul de a da în cealaltă extremă și a te face să rămâi acolo. Exact. Că e mai simplu să vorbești pe net cu oamenii. Și atunci trebuie să vedem și reversul medaliei și să încercăm să luptăm împotriva acestei... Da, tocmai, să găsim un echilibru între cele două.
Și spuneai că încercați să faceți acest eveniment periodic dacă o să se dovedească de succes, dar că aveți și alte activități. Ce gen de activități mai faceți și ați mai organizat până acum? Am mai organizat de curând un eveniment numit Provocărți în curtea bibliotecii județene. Astfel, cei care doreau să participe puteau veni cu o carte de acasă, împachetată, deoarece evenimentul original se numește Blind Date with a Book. Astfel, trebuie să aduci o carte care să nu i se vadă titlul, să o lași, să iei alta la fel împachetată și să faci schimb de cărți. Și vezi acolo ce ai primit, să lași cartea să te aleagă pe tine. Foarte interesant și acest eveniment. Și de unde vă găsiți sursele de inspirație pentru aceste evenimente? Din campuri, socializând cu alți oameni pe care îi cunoaștem la Cercetași, sunt doar oameni de calitate și oameni de bine care se implică în comunitățile din care fac parte și care ne inspiră și pe noi să facem același lucru. Și ce le-ai spune celor care nu fac parte dintr-un grup cum este acesta al cercetașilor sau dintr-un ONG sau din ce le-ai spune ca să-i convingi? Nu știu, sunt atâția studenți la început de drum care se pot înscrie în niște organizații studențești sau elevii, că spuneai că la cercetași poți să ajungi chiar din clasa 1. Ce le-ai spune ca să-i convingi să încerci acest lucru? Le spune că experiența în orice ONG, nu numai la cercetași, este o experiență care te formează și te ajută în viitor, te ajută să știi să vorbești cu oamenii, te ajută să știi să te descurci în orice situație și ai nevoie de asta în viață mai mult decât de nota 10 la o anumită materie. Îmi place asta cu nota 10 la o anumită materie, pentru că știu că cel puțin în perioada în care eu făceam liceul, și nu doar liceul, în general, la școală se punea foarte mult accent pe chestia asta cu notele, și cel puțin atunci eu nu prea auzeam, în generală și în liceu, chiar nu știam că există posibilitatea să mă înscriu în nu știu ce grupare de genul acesta. Participam la niște activități de voluntariat când apăreau în cadrul școlii, dar erau oricum niște lucruri foarte specifice, așa, și treceau repede. Și acum regret că nu am putut să particip la astfel de acțiuni și activități, pentru că mi se pare că te formează foarte mult și ca om pentru viitor. Da. Și am avut destui invitații din partea ONG-urilor, am discutat despre voluntariat chiar acum 2-3 emisiuni și cred că încep să fac un pic de lobby pentru activitățile astea de voluntariat, pentru că dau seama că este o șansă pentru tineri să descopere niște lucruri mai bune în condițiile în care, în perioada asta, sunt expuși la niște factori foarte nocivi, mi se pare mie, Exact. la nivel social. Și rămân în zona lor de confort. Nu cunosc persoane noi, nu se dezvoltă, doar prin prisma faptului că ajungi să cunoști anumite persoane care te vor ajuta pe viitor. Îți lărgești cercul de prieteni, îți lărgești orizontul. Înveți să dai o a doua șansă cuiva. Poate că la început îl consideri, știu să zicem că poate n-ai vrea să fii prieten cu el, că poate ascultă un anumit gen de muzică sau se îmbracă într-un anumit fel. Dar apoi stai de vorbă cu persoana respectivă și vezi că nu este așa cum ai crezut prima dată. Și deschiderea asta a sufletului și a minții este cea care îți dă o calitate de om. O să încerc să repet ce se întâmplă marți, deci marți 7 iulie, în parcul Nicolae Romanescu, în zona cu Mese de șahul, cu șah, mesele da. de șah. Ne întâlnim la Marea Hămăceală. Puteți să veniți cu o pătură, puteți să veniți cu hamac, dacă aveți este cu atât mai bine, și vor fi foarte multe activități în aer liber la care puteți participa și unde puteți cunoaște oameni noi. Îi mulțumim, Oanei, că a fost alături de noi și că a fost purtătorul de cuvânt pentru cercetași și pentru această activitate. Spor la pregătiri și sper să iasă bine și să ne reîntâlnim curând să vorbim despre a doua ediție. Da. Mulțumesc frumos. Cam asta a fost prima parte a emisiunii. Luăm o scurtă pauză și vedem ce ne așteaptă după. Thank you.
Gazeta de Sud, de 20 de ani în inima Olteniei. Citroen C4 Cactus. Mai multă viață în viața ta. Profită acum de oferta specială C4 Cactus. Avantaj client de 2700 euro TVA inclus. Citroen. Alimentează la stația Mina Interserve, partener Rompetrol din strada Râului numărul 399 sau Bulevardul Dacia numărul 99. Loialitatea se răsplătește. Prima vizită la noi îți aduce Loyalty Cardul Mina Partener Rompetrol. Câștigă cu el 10 de premii consistente și garantate. Mina Interserve, singura stație din Oltenia ce are la pompă AdBlue, îți oferă pe lângă calitatea carburantului Rompetrol și servicii excelente la spălătoriile auto și de rufe cu fise. Atenție! Chiar dacă Bulevardul Râul este în lucru, accesul la Mina Interserve este asigurat. Am revenit în studio și înainte să încep această a doua parte a emisiunii, trebuie neapărat să le mulțumesc celor de la Carisma Decoruri și Cadouri și Decorațiuni pentru noile obiecte decorative, pentru că la această ediție cred că ați observat că avem niște lucrușoare noi și foarte frumoase. Și florăriei Nadia, bineînțeles, pentru aranjamentul floral. Și acum stăm de vorbă cu Cătălin Safta de la Catamis, care este pentru prima dată în studioul la Lege TV. Bine ai venit la Bine noi, m-am găsit. În sfârșit, pentru că mă chinui de ceva timp să te aduc. Acum, eu inițial, când vorbisem cu tine să vii la noi, voiam să vorbim despre ce faci tu în general și cum este să fii instructor de dans și cum este lumea dansului. Dar acum avem niște lucruri mai specifice de vorbit, pentru că știu că Clubul de Dans Sportiv Catamis este partener într-un eveniment foarte frumos care deja a început. Este vorba de Dansul Ocupă Strada, exact. Care este la ediția a doua. Anul trecut a fost prima. Da. Știu că săptămâna trecută deja s-a dansat în niște cartiere, în Rovine și nu mai știu exact, în Lăpuș, în Rovine și în Lăpuș. Și în Lăpuș chiar s-a dansat în ploaie. Da, știu că colegii noștri de la Salsa Imperius, cei cu care colaborăm în realizarea acestui proiect, au avut un pic de ghinion în ceea ce privește vremea, numai că specificul dansurilor pe care le fac ei se pretează foarte bine pe orice condiție meteo, așa că vorba aceea, cubanezii, dominicanii, nu cred că țin cont de condițiile meteo când ies în stradă și dansează, mai ales după o seară mai grea într-un bar, spre exemplu. Și știu că acum, în acest moment, se dansează, chiar în acest moment se dansează, pentru că la ora 7 începe dansul în cartiere, exact. Fiecare sâmbătă și duminică. Exact, astăzi și mâine ne vom vedea în Brazul lui Novac, în zona Spiru Haret și în Crevița, în zona Georgenescu, locațiile exacte, și anume tronsoanele de străzi pe care se desfășoară acțiunea respectivă. Putem descoperi pe evenimentul Facebook, pe Dansul Ocupă Strada, ediția a doua. Acolo sunt toate detaliile despre eveniment, poze de la primul weekend, filmări de la primul weekend, detalii de orice natură legate de eveniment. Deci cel mai bine să urmărim... Exact. Mă gândesc că e cel mai facil pentru toată lumea și, și noi organizatorii tot așa comunicăm și ne transmitem informațiile și așa mai departe. Evenimentul are loc cam toată vara până pe 6 septembrie. 6 septembrie este data de final, când o să fie probabil și o demonstrație ceva mai puternică și din partea noastră și din partea colegilor noștri de la Imperius. Fiind ultima seară, cel mai probabil se va desfășura în centru ca și anul trecut și va fi de asemenea și o mică avantpremieră pentru ce va avea loc la anul, pentru că vrem din acest proiect să facem o tradiție. Deci e un proiect frumos. Anul trecut au fost mii de craioveni care s-au implicat și s-au implicat activ în acest proiect. Adică, spre surprinderea noastră, noi efectiv nu am participat anul trecut la proiect, am fost blocați pe timpul verii, dar în câteva seri am reușit și noi să ajungem să vedem care-i pulsul. La final am participat și noi la petrecerea de final ca să oferim avantpremiera pentru anul acesta.
Și țin să vă spun că am fost oarecum surprins, ne așteptam la ceva mai mare reticență din partea oamenilor în ceea ce vrește dansatul în stradă, în văzut tuturor. Adică craveni încă nu sunt obișnuiți cu curentul ăsta dansului în primul rând și în special cu a dansa liber și a dansa în stradă. Dar am avut o mare surpriză când oamenii chiar s-au implicat și au de toate vârstele. Adică, literalmente de toate vârstele, de la cei mai pitici de 5-6 ani până la cupluri de pensionari care s-au implicat și s-au simțit foarte, foarte, foarte bine. Mă bucur să văd că există această deschidere. Chiar înainte să vii am avut o invitată din partea cercetașilor care ne spunea că o să fie un eveniment săptămâna viitoare, Marea Hămăceală, unde invită pe oameni în parc să stea în hamace și să citească și să joace tot felul de jocuri în natură. Și spuneam că există tot mai multă deschidere a orașului către aceste evenimente care au loc în stradă, în aer liber. Și într-adevăr, țin minte de anul trecut că în Rovine se întâmplase în zona Părculețului și se umpluse efectiv strada de oameni. Aici vin cu o completare. Cea mai de succes, din ce am vorbit cu organizatorul și cu prietenii noștri la Imperius anul trecut, cea mai de succes locație a fost Creavița. Tronsonul acela la intersecția de la restaurantul Segarcea, strada Podbaniței, unde efectiv s-a umplut. Și nu numai că s-a umplut, numai că au fost mulți oameni, au fost foarte mulți care au dansat care efectiv. Au dansat efectiv, cei mai mulți. Se mai strâng și în jur să se cei uite, într-adevăr. Exact, dar majoritatea s-au implicat și au dansat până la 11 noaptea. Adică noi, mă, normal, așa am fixat timpul de lucru, să-i spunem așa, de la orele 19 până la orele 23. Într-adevăr, uite, cum au pățit prietenii noștri, a început ploaia, s-ar putea să scurteze un pic timpul de lucru, dar oamenii au fost acolo în permanență. Oricum, este destul de mult timp, adică de la 19 la 23 sunt câteva ore. O să fie un pic, anul ăsta, de asta noi ne bucurăm de acest parteneriat și de această dorință a organizatorilor de a ne implica și pe noi, pentru că noi să venim cu un pic ceva diferit. Cei de la Salsa Imperius au venit cu dans liber în continuu, în genul unei petreceri continue. Da. Noi o să facem un pic diferit lucrurile și o să încercăm să aducem zona cealaltă a dansului, partea aceea de stil, de eleganță, de rafinament, cu niște lecții deschise în care să implicăm oamenii, să învățăm să danseze împreună și, în special, o să fie probabil o metodă de terapie în cuplu foarte bună. Adică invităm în special cuplurile să participe la aceste demonstrații, pentru că vor avea ce învăța și vor descoperi noi metode de comunicare care nu presupune neapărat cuvintele. O să fie frumos. E foarte interesant ce spuneai, că practic voi adaptați evenimentul pe stilul fiecărui... Exact. De asta am și alternat weekendurile, latino într-un weekend, dansuri clasice într-un weekend. O să fie, cred că un weekend sau două în tot acest proiect în care se va desfășura simultan, în aceea zi, în același timp, în mai multe locații din Craiova. Da, știu că deja ne mai spuneau niște oameni din partea organizatorilor acest lucru. Adică cei de la Imperius vor avea într-o locație, noi de la Catamis vom avea vals englezesc într-o locație, tango într-o altă locație, adică toată Craiova să danseze. Tango, în același trebuie timp. Neapărat să-mi spui unde aveți tango, că trebuie să fiu acolo, de față. Cel mai probabil mâine seară vom dansa tango. Ne-am propus să începem cu valsul englezesc, e mai accesibil pentru oameni și e mai ușor de dansat, mai ales că o să fie un mic șoc, mai ales la cei care au participat la primul weekend, unde s-au mișcat liber, latino, fiecare s-a exprimat cum a vrut, acum o să fie tot un pic mai organizat și sperăm noi să le placă și latura asta craiovenilor. Știu că voi la Catamis oricum ați mai avut niște activități, ați făcut la un moment dat niște flash mob-uri, chiar acum recent, când promovați campionatul Cupa Catamis la dans sportiv. Exact. Și voiam să te întreb cum au fost primite aceste flash mob-uri de către publicul craiovean. În general, toate demonstrațiile în aer liber pe care le-am făcut, flash mob-uri am făcut de zilele Craiovei în 2011-2012, la Craiova Sport Fest în 2013 sau 2014, unde am fost și invitați, au fost premiați niște sportivi de-ai noștri care au fost în lotul național și automat sunt premiați în cadrul acestui festival. Și de fiecare dată, oamenii nu numai că
au apreciat efortul nostru, au fost alături de noi cu aplauze, că până la urmă asta îți dorești cel mai mult, dar s-au implicat, adică au încercat să facă alături de sportivii noștri, de elevii noștri, pașii din flashmob respectiv. Evident că și noi l-am făcut de așa natură încât să fie accesibil și oamenii să fie tentați să danseze alături de noi. Iar în ceea ce privește demonstrațiile în aer liber, am avut surpriza ca dansul de societate, cum îl știu oamenii. Puțin știu de dans sportiv. Uh-huh. Dar partea asta de dansuri clasice, vals englezesc, tango, care te aștepți să oarecum să plictisească un public neavizat, a fost primită foarte bine. Și în special de copii. În special de copii. Iarăși o surpriză. La copii te aștept să vrea să se zbenguie, să se miște în continuu, să fie liberi în mișcare, ceea ce reprezintă practic dansul latino-american. Nu, le-a plăcut foarte mult partea asta de lucru în pereche, în cuplu, pe ritmuri calme, lente, pe muzică de genul ăsta. Și chiar au avut succes. Chiar au avut succes. Cred că pentru ei era și un lucru nou și exact. Cu atât mai curioși erau când vedeau... Asta cu noutatea, mie mi-ar plăcea să cred că nu e nou, pentru că deja facem asta de ceva timp. Și nu numai asta, dar tot vara asta, spre exemplu, avem un proiect în care ne implicăm deja de câțiva ani, alături de Direcția Județeană pentru Tineret și Sport. Se numește Summer Sports și presupune oferirea de cursuri gratuite pe diferite ramuri sportive pentru copiii craioveni. În general, cam de toate vârstele sunt primiți în cadrul acestui proiect. Repet, sunt cursuri gratuite care se desfășoară pe toată perioada verii. Evident că sunt calupuri pentru dans, pentru celelalte sporturi. Deci avem ce face vara asta. Se pare că oricum se dansează foarte mult vara asta. Foarte mult, mai mult decât oricând. Am omis să spunem că Dansul Ocupă Strada este inițiat de Asociația Craiova Capitală Culturală Europeană 2021. Exact. Cărora le mulțumim pentru deschiderea pe care au avut-o tot timpul față de noi și pentru lucrurile pe care le fac. Exact, pentru că sunt lucruri care, cel puțin din punctul meu de vedere, și încerc să nu fiu subiectiv pentru că vorbesc prin vocea dansului sportiv, care până la urmă e dans, intră în partea de cultură. Inițiativele lor sunt foarte bune, iar mie mi se pare că este inițiativă care au foarte mare legătură cu targetul nostru final, cu acest 2021. Mă bucur foarte tare că se gândesc foarte mult ca în aceste activități să nu facă numai lucruri la care oamenii să participe pasiv, cum ar fi un concert la care te duci și te uiți și aplauzi, ci să implice efectiv pe oamenii. Exact. Asta mi se pare cel mai important. Oamenii sunt capitala culturală, nu orașul. Exact. Și mi se pare că de aici pornește această inoculare a spiritului pe care noi vrem să-l avem ca oraș și începe să vadă schimbarea cam pe toate planurile la nivelul oamenilor. Voiam să îți spun, apropo de ideea asta de dans în stradă și flash mob-uri și așa mai departe, că unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le-am întâlnit eu la un moment dat în ieșirile mele a fost la Barcelona, când eram într-un cartierul gotic, foarte, cum să spun, primitor, așa cald, ca te simțeai în Italia acolo. Și au fost doi oameni care au dansat tango, foarte frumos mi s-a părut și mi se pare că, nu știu, cred că aș vrea să văd asta și pe străzile Craiovei și o să încerc să te conving să faceți mai multe flash mob-uri, pentru că mi se pare extraordinar să te întâlnești pur și simplu ca un simplu trecător cu niște momente artistice de genul acesta. Se vor întâmpla și ca urmare a acestui proiect care deja, repet, este la a doua ediție și a fost primit cu foarte mare drag de craioveni. Ne îndreptăm spre o atitudine de genul ăsta a oamenilor și spre o deschidere, că până la urmă e vorba de deschidere și de dezinhibiție. Nu e vorba de nimic altceva. În orașul ăsta are cine să te învețe să dansezi? Ai cu cine să dansezi? Că suntem mulți. Multicei. Ai unde? Avem un centru istoric foarte frumos, care se pretează extraordinar de bine pentru chestiunea asta. Piața prefecturii, care stă goală de cele mai multe ori din punct de vedere activități. Se strâng foarte mulți oameni, de cele mai multe ori se uită la fântână care face același lucru, sunt aceleași melodii tot timpul. Exact. Când am putea să facem ceva constructiv, să ne mișcăm, pe lângă faptul că e sănătos, ne lovim de această, revenim la această problemă a sedentarismului care toți antrenorii se confruntă și nevoităm tot timpul că sunt din ce în ce mai amotrici copii sau ne confruntăm cu probleme de obezitate. Normal, pentru că aceste activități nu o să ne schimbe stilul de viață astăzi.
aceste activități trebuie făcute în continuu, în continuu, în continuu, numai vara. Adică se pot face chiar și iarna. Avem un centru multifuncțional care este extraordinar și la care noi ne-am organizat competiția deja de 2 ani. Se pretează fantastic pentru dans. Se pot organiza zeci de evenimente de acest gen. Numai să le facem. Numai să le facem. Și dacă tot am ajuns să vorbim așa la modul mai general despre dans, vreau să îmi spui din experiența ta cum este să faci asta zi de zi și cum sunt elevii tăi? Elevii mei sunt cei mai buni. Elevii mei sunt perfecți. Să faci asta zi de zi. Am fost întrebat de foarte multe ori chestiunea asta și în fața camerelor și în afară. În spatele camerelor. E normal până la urmă să... Da. Trebuie să te aștepți la această întrebare. Dar niciodată nu m-am pregătit să răspund la ea. Tot timpul răspund instinctiv. Acum vin de la antrenament. De dimineața, de la prima oră până seara, sunt încă fresh, o să mai am și după ce plec de aici. N-aș face niciodată altceva, pentru că în momentul în care faci ceva de atât de mult timp și pe zi ce trece, îți place din ce în ce mai mult, pe lângă faptul că te obișnuiești, că mulți zicem că intrăm într-o rutină. Nu intri într-o rutină. N-ai cum să intri într-o rutină în momentul în care, chiar dacă activitatea pe care o fac eu zilnic este aceeași dans, oamenii cu care lucrez sunt alții. Fiecare zi lucrez altceva cu ei. Și mai mult de atât, în momentul în care lucrez cu copii, îi vezi crescând. Eu personal și mulți antrenori se confruntă cu chestiunea asta și probabil dacă vreun antrenor de dans sportiv se uită la televizor acum, poate să rezoneze foarte bine cu ce spun eu. Trec printr-o fază destul de dificilă în care am început cu o grupă de copii de 10-11 ani acum mult timp și săptămâna aceasta tocmai au terminat bacalaureatul. Și jumătate din ei pleacă la facultate în București. Deci traseul nostru s-a încheiat. Dar s-a încheiat din nevoit. Motive, da, obiective. S-a încheiat nevoit. Și e greu. Acum am început cu o altă generație de copii cu care știu că traseul va fi același și te lovești odată la câțiva ani, te lovești de chestiunea asta. Cu toate astea, frumusețea activității pe care eu și alții ca mine o facem și o facem cu pasiune, nu se compară cu nimic. Din punctul meu de vedere, poate subiectiv. Da. Și în ceea ce privește oamenii care vin la aceste cursuri, cum ți se pare că, adică, bănuiesc, atunci când vorbim de copii, vorbim foarte mult și de părinții care mai mult îi aduc de părinți. Acolo. Mai mult de părinți. E un sport al părinților. Pentru că îi aduc atunci când sunt mici. Sunt mulți, sunt mai mulți decât înainte, se observă așa o tendință de popularizare a acestor cursuri? Din punct de vedere popularizare și notorietatea activității pe care o facem, da, este o creștere. Din punct de vedere al oamenilor care vin la cursurile noastre sau al părinților care își aduc copiii la cursurile noastre, sunt oarecum împărțiți. În sensul că sunt oameni care își aduc copiii la dans neștiind absolut deloc despre ce e vorba. În momentul în care află despre ce e vorba, de cele mai multe ori le place și merg mai departe. Sau oameni care știu exact despre ce e vorba și vin croiți la face performanță. Sunt foarte rari acești oameni. De obicei, oamenii de genul ăsta îi formezi în timp și mă refer la părinți acum. Să-i educi spre performanța copilului lor, pentru că e foarte greu, repet, până în vârsta de 13-14 ani a copilului, hai să zicem 15 chiar, cu părintele lucrezi. Foarte mult lucrezi cu părintele. Cu copilul lucrezi în sala de antrenament și cam atât. Dar cu părintele lucrezi foarte mult pentru că până la acea vârstă copilul petrece totuși un pic mai mult timp cu părintele decât cu tine ca antrenor. Și automat pregătirea ta trebuie să se extindă și în afara sălii, pregătirea pe care o faci cu copilul. Disciplina pe care eu îi impui, alimentația, odihna pe care eu îi impui. Acum nu cred că vorbesc lucruri străine pentru niciun antrenor din niciun sport. Sunt reguli de bază ale sportului, nu ale dansului. Corect, sportiv. Da. În ceea ce vrește dansul sportiv, mai apare un factor care e foarte dificil și anume terapia în cuplu, dar terapia dublă în cuplu. În sensul că trebuie să faci cuplurile de părinți să se înțeleagă foarte bine, ca mai departe copiii să se înțeleagă foarte bine. E foarte complicat. Ai 5 poli
care trebuie, trebuie să, să se conecteze. Să vorbim, vezi, de asta voiam eu să te chem să vorbim special și, și de aceste lucruri, dar o să mai avem ocazii, pentru că acum deja mai avem puțin și, și se termină această parte. Dacă vrei să le transmiți un mesaj craiovenilor, ești liber să faci acum, e momentul. Craiovenii să se ridice din pat sau să plece de la grătare. Așa. Pentru că e weekend, sunt, sunt conștient, să iasă în stradă și să danseze. Pentru că ceea ce se întâmplă vara asta este un eveniment foarte frumos. Merită participat la el, vă promitem noi că noi ne ocupăm de asta. Dacă nu vă place, știți peste cine să veniți, iar copiilor de pe uitați-vă data de 6... Uitați-vă bine la el ca să știți la, cine, la cine veniți. Așa. Iar de pe data de, de 6 iulie așteptăm copiii să danseze în sala noastră de dans prin proiectul Direcției de Sport, repet, sunt cursuri gratuite, gratuite. Oferite de, de instructorii noștri. Mulțumim foarte mult. Mulțumim că ai fost alături de noi și spor în tot ceea ce faceți. Domnește, mersi. Mulțumim și noi încă o dată celor de la Carisma și Florăriei Nadia, pentru că n-am fost pe fază la început ca să, să facem asta. Luăm o scurtă pauză și revenim cu ultima parte a emisiunii. Gazeta de Sud, de 20 de ani în inima Olteniei. Te-am obișnuit cu cea mai bună calitate, cu cele mai bune prețuri. Acum îți oferim și cel mai plăcut mod de a-ți petrece timpul când mașina ți este spălată. La Jetcar găsești o spălătorie dotată cu 3 boxe de spălare. Poftiți, mașina dumneavoastră este gata. Un serviciu profesionist și servicii de vulcanizare, iar acum primești mai mult. Am deschis cel mai nou și modern bar chiar în incinta locației. Vino să te convingi, doar 18 lei spălat interior-exterior și o ofertă diversificată de produse în bar. Ne găsești pe Bulevardul Nicolae Romanescu, numărul 82. Promobila, de la proiect la realitate. Produce mobilier atât în serie cât și la comandă. Dormitoare, sufragerii, camere de tineret, living-uri, bucătării, mobilier hotelier, mobilier de birou, holuri, colțare. Echipa de profesioniști Promobila concepe un mobilier modern. Suntem mereu cu un pas înaintea dorințelor clienților. Alege-ne pe noi pentru a-ți transforma căminul într-un colț de vis. Promobila iubește casa ta! Am revenit și pentru ultima parte, iar de data aceasta, ca de fiecare dată, avem alături de noi pe Adelina Radu de la Color Cinema, care vine cu noutățile de la cinema. Bună, Anda! Bună, Ade! Știu că nu faci o surpriză foarte plăcută pentru mine, așa personal, pentru că vii cu... Terminatorul Genesis. Super! Partea 5-a în format 3D. Dar țin să precizez că, din punctul meu de vedere, chiar e o surpriză plăcută pentru toată lumea. Nu mai vorbesc de fani și de iubitorii genului și fanii lui Arnold Schwarzenegger și Terminator și așa mai departe, dar chiar și pentru alte persoane care nu sunt așa foarte mult cu SF-ul ăsta și cu foarte mulți roboți și acțiune și împușcături și așa mai departe, eu zic că o să fie o surpriză plăcută și chiar o să-i capteze atenția și o să le capteze atenția și o să le facă plăcere să, să vadă acest film. Plus că formatul 3D cu atât mai mult te ajută să intri așa în puțin în pielea personajului, să te simți acolo mai prezent în, în toată acțiunea, dar chiar cred că o să fie o surpriză plăcută. Cu atât mai mult că și regizorul oarecum asta și dorit să facă, adică și povestea, personajele cu ce s-au, cu ce s-au obișnuit fanii până acum să, să știe că asta pot să facă și asta nu pot să facă, acum se cam schimbă lucrurile și o să aibă partea de surprize și, și personajele o să evolueze într-un fel și o să arate și o altă latură a lor, care cred că o să fie de, de bun augur pentru, pentru toată lumea. Păi, hai să vedem și noi trailerul, dacă l-au colegii mei pregătit, să văd și eu despre ce este vorba, că n-am avut curaj să mă uit singură la el.
I look at each of you, and I see the marks of this long and terrible war. If we die tonight, mankind dies with us. The machine sent a Terminator back to the time before the war to kill my mother, Sarah Connor. Let me save her. Time you're going back to, she was scared and weak. Take care of her for me, Kyle. Come with me if you want to live. Saul Rock, John sent me here to save you. From the Terminator that was sent back to kill me, but we already took care of him. We? I've been waiting for you. Everything's changed. We can stop Judgment Day from happening. Where is he? I'll be back. What? Așa cum spuneam, mie nu-mi plac roboții. Așa că pot să încerc să mă convinci, dar nu cred că voi fi convinsă. Nu că nu-mi plac, dar mă sperie foarte mult. Prefer să mă uit la un horror cu mult sânge decât să văd acei roboți pe ecran, așa că... Nu știu, mă fac să te provoc să te uiți la acest film, pentru că după câteva minute deja o să îți schimbi oarecum părerea și o să te facă curioasă. Cu atât mai mult, cum am văzut și în trailer, probabil că o recunoașteți pe Emilia Clarke, cea care joacă în Game of Thrones Daenerys Targaryen. Da, da, și... da, da, Khaleesi. Da, exact. Și cu atât mai mult sunt fanii pe care i-are filmul Terminator de la prima parte din 1984, dar sunt și fanii, și fanii și Game of da, Thrones, serialului Game of Thrones, care cred că o să aibă o surpriză plăcută să o vadă într-o altă postură pe Emilia Clarke în rolul Sarah Connor. Și o să vadă că este total schimbată și nu ține doar de coafură și de culoarea părului, ci chiar intră în personaj. Și menționa că au făcut foarte multe pregătiri pentru acest film, deja cu 3 săptămâni înainte să înceapă filmările. Au făcut intensiv antrenamente, au avut un consultant militar, specialiști în arme și așa mai departe, pentru că trebuia să fie așa mai băiețoasă, mai trebuia să dea dovadă că a crescut cu un Terminator, așa cum o să vedem în film, și să cumva să fie mai bună decât băieții din film. Asta și-a dorit ea, să-i întreacă, da, să-i arate lui Arnold că poate să nu neapărat să țină armele, să tragă ele, dar să mai și fugă în timpul scenelor. Și chiar este foarte interesant. La fel, s-au făcut undeva la vreo 500 de arme pentru film. Pentru că au fost în film sunt și mai multe evenimente temporale, este și prezentul, este și trecut și viitor, adică jonglăm așa puțin printre mai multe perioade. Și cu atât mai mult trebuiau să facă toată și costumația și armele, totul trebuia să caracterizeze perioada respectivă, știi, din momentul în care avea loc acțiunea în film. Și de asta zic, o să fie elemente recognoștibile din primele două părți, Terminatorul 1 și 2, dar clar și efectul 3D și tehnologia de acum o să spună cuvântul și da, nu trebuie neapărat, și menționau la un moment dat producătorii într-un interviu că nu trebuie să fi văzut toate părțile ca să știi exact cu ce se mănâncă filmul. Deci poți să-l vezi de sine stătător, are înțeles. Povestea e bine de sa. Pentru da. Cei care... Da, exact. Bănuiesc că pentru adolescenți, că în rest noi, cei care avem o vârstă, deja suntem obișnuiți cu cine n-a văzut Terminator. Da, exact. Dar oricum, tot probabil că o să fie elemente care o să-i incite vizual să le facă plăcere să-l urmărească.
Mă bucură de fiecare dată când vii și ne povestești despre film, pentru că pe lângă faptul că ne spui ce film o să aibă loc, vii cu poveștile astea din spate, poveștile din timpul filmărilor, și ți-am zis că pe mine tot timpul mă fascinează și tot timpul mi-au plăcut aceste detalii pe care nu le afli foarte ușor. Da, și mie, tot astea mi se par cele mai interesante, cu atât mai mult că mai spuneam la un moment dat că ți schimbă total perspectiva asupra filmului. Și la fel cum eram și eu, cum și spuneam săptămâna trecută, nici eu nu sunt pasionată neapărat de filme de acțiune sau SF, că îmi plac, dar Terminatorul nu e totuși genul meu, nu știu, nu sunt, când aud că e un film de genul acesta, nu sunt prima pe listă să-l văd, dar totuși sunt surprize și surprize și depinde foarte mult și de stilul în care e făcut și ce sentiment îți trezește atunci când îl vezi. Bine, hai că încep puțin. Așa puțin să fiu convinsă și poate reușesc să fac asta. Ne apropiem de sfârșit, așa că înainte să le spun telespectatorilor la revedere, vreau să le spun că tricoul pe care îl poartă Ade este pictat cu mânuța ei și este foarte frumos. Mulțumesc frumos. Și o să apelez, cred, la tine să faci și mie unul cât de curând. Okay. Le mulțumim încă o dată celor de la Carisma și Florăriei Nadia pentru decoruri și pentru aranjamentul floral. Și până săptămâna viitoare vă urez ca întotdeauna să aveți parte de niște zile frumoase și să vă bucurați de timpul vostru. O seară frumoasă!